am găsit. Ce este aia? Nu știu. Nu știi? E o frunză de nu știu nicio ce. E o frunză interesantă, nu? Vezi ce multe sunt pe aici? Și unde suntem noi acum, tati? Nu știu unde suntem. Suntem la munte? Ia zi, tati, suntem la munte acum? Da. Da? Zici că am fi la munte, nu? Da, tati? Suntem la muntele din Galați, din centrul Galațiului, nu? Uite ce e acolo. Ce e acolo? E un centru de joacă acolo, e terenul de tenis, tati. Tenis de câmp, tati. Mai poți să dai și trotinetele acolo? Să te dai cu trotinetele acolo nu poți, tati. De ce? De ce? Pentru că n-ai cum. Nu e asfalt. Hai să mergem înainte. Ia uite ce e asta. Ce? Asta e rădăcina copacului. Vezi ce fel au ieșit? Doare. Sunt rădăcini. Ia uite ce au înăuntru. Ce are înăuntru aici? Clei. Iese seva, cleiul de la copac. Da. Se face clei. Dacă ai să te uiți la toți, ai să vezi că e cam la fel. Da. Și cât de frumos se vede în direcția aceea. Ne urcăm. Vrei să ne urcăm pe aici? Bine. Nu vrei să mergem înainte prin partea asta și ieșim pe altă parte, pe altă rută? Bine. Bine? Da, ne ducem acolo. Pe acolo ne ducem. Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi ne aflăm la muntele, da, sunt cărări peste tot, tati, putem merge prin mai multe direcții. Ne aflăm la muntele din centrul Galațiului, dacă pot să zic așa. Mai exact acum suntem într-o parte a grădinii botanice. Nu, ăsta e un con de braț, de pin, tati. Un con, care zici că e un... Shit, cam dubios. A, uite ce am găsit, tati, fii atent, uite acolo. Uite. O minge? O minge de tenis. O minge de tenis pentru copii. Asta e minge de tenis pentru copii. Cred că e exact pentru vârsta ta. Că sunt pe categorii. E în funcție de vârstă. Ia, o să o iei, dacă vrei. Aici e o minge. Și catricoul tău. Păi dacă ai aruncat-o, acum o mai găsești? O găsești. Nu-i problemă. Cred că dacă stăm să ne uităm pe aici, s-ar putea să găsim mai multe mingi. Aici sunt niște terenuri de tenis. Și mai dau mingile peste gar și probabil nu mai vin după ele. Da? Dacă ne uităm, cred că adunăm câteva mingiuțe. Așadar, după cum vă spuneam, ne aflăm în Galați, la grădina botanică. Și acum suntem într-o arie, într-o parte a grădinii. Unde reprezintă fauna României, mai exact o zonă semi-montană, așa. Foarte frumos, uite, curge și apă. Vezi, tati, că e nămol pe aici? Uite, izvorăște, nu chiar izvorăște, dar... Da. Hai să mergem înainte. Ia uite cum fel alatul. Da, cum arată, le-a pus așa, le-a ridicat. Da. Și mă ciurie țânțari. Eu acum realizez că sunt și foarte mulți țânțari pe aici, pentru că e temperatura mai bună pentru ei. Da. Foarte frumos prin partea asta, exact ca și cum ar fi într-o zonă montană. Ne plimbăm. N-am mai fost la grădina botanică. Ai, deci mă ciurie țânțari. N-am mai fost la grădina botanică pe aici, cred că de anul trecut sau cu 2 ani, s-ar putea. Anul trecut nici nu cred că am fost, sincer, nu mai țin minte. Nici tu, normal, păi fără tine se poate. Uite ce frumos. Așa. Hai, urcăm pe aici, tati. Și au făcut, văd că niște mici schimbări, cred. Nu sunt sigur, dar poate nu mai țin eu minte. O să mergem și la acvarii.
O să mergem să ne plimbăm peste tot. Alunecă. Așa, alunecă, alunecă. Și după cum observați, sunt doar eu cu Nicolas. Dacă vă întrebați unde este Sabina și cu Miruna, sunt în mall. Le-am lăsat la mall, iar noi am preferat să venim aici. Ce, tate, cum coborăm? Da. Pe altă parte. Pe altă parte. Da. Încet. Așa. Uite, vezi cum e drumul? Nu, tati, putem merge pe aici, hai. Coborâre, coborâre de aici, tati. Nu? Hai. Cum e alunecos, tati? Nu e alunecos, e abrupt, așa se numește. Când e așa înclinat, e abrupt. Dar nu e foarte abrupt, da, tati? Hai, cu frică, nu vrea să coborâm pe aici, da? E frică că e puțin înclinat în jos, așa. Nu știu dacă se poate observa pe cameră. Coborâm pe aici. Urcăm sau coborăm acum? Eu zic că coborăm. Box, ce e acolo? E acolo ceva, tati. E din lut. Nu e o fântână, ia vină cu aia, hai să vedem. Uite, eu... Uite, pe aici sau pe partea aia, vei? Nu, nimic. Uite, la zăvoi. La zăvoi. Pe partea aia. Încet. Am o frică. Ce, de ce ți-e frică? Nu, avem aici o râpă. E foarte frică. Deci că e junglă. Nu e o junglă. Suntem în junglă, tate, aici. Ba nu. Ba da, uite cum arată, zici că e junglă. Aici vrei, pe aici mergem. Da, deci Nicolas mă ghidează de data asta. Pe unde vrea el, pe acolo mergem. Pe aici sunt. Am ieșit din mica pădurice. Deci, pădurii chiar arată foarte fain, exact ca niște zone semi-wild, să zic așa. Trebuie să mergem undeva prin față, tati. Da, hai să mergem pe aici, dacă tot ai intrat pe aici, continuăm. Uite, alune, castane, am găsit o grămadă. Ca să ajungem la... Uite, mergem, uite în direcția asta, tati, hai să mergem direct pe aici. Mergem direct prin pădure. Undeva prin partea aia ar trebui să fie grădina japoneză, lacul. Mergem la lacul cu pești și broaște, tati, da? Da. Cu crap. Koi? A? Uite, făguțe pe aici. Făguțe. Dar nu mai sunt. Dar da, după tine. Ce spui? Hai că ajungem la lac. Uite mai în față. Uite pui de pește, tati. Uite pui de pește, vezi? S-au băgat la fund. Cum sunt? Sunt roșii. Roșii, galbeni, albi, negri, sunt pe mai multe culori, portocalii. Hai și un alt. Da, tati? Hai să ne uităm aici la peisajul ăsta, uite acolo peștele mai mari. Hai, tati, după tine. Ia uite cât sunt aici. Ani? Da.
copii. Da, da, da. Astea sunt scoase. Uite, vezi, și aici sunt. Ai grijă că vine la tine. Mai hopa. Uite, vină încă o dată. Încet. Uite ce mare e, vezi? Aruncă-le. Dă-le mâncărit. Nu așa. Uite. Foarte multe broaște și pești. Și ăștia sunt puieți de anul ăsta, cred că s-au de anul trecut. Destul de mare grădina japoneză, cam așa se prezintă, arată foarte frumos peisajul. Eu am mai fost aici de foarte multe ori, dar de fiecare dată când vin, îmi place să filmez și să vă arăt și vouă pentru cei care sunt interesați. Dar dacă vreți să vedeți frumusețea asta, puteți să veniți chiar voi în Galați. Vezi, tati? Le dă de pâinică să mănânce. Uite, mai sunt și aici. Uite ce mulți pui. Spune, tati. Au, ce bătaie. Sunt și câteva exemplare foarte mari. Cred că au, uite, ăștia de pe aici. De la 40-50 cm. Foarte mari. Și multe broaște țestoase. Apa e într-adevăr cam verde, dar oricum e destul de mare iazul și foarte fain se vede. Nu mai curge apa pe acolo, de obicei curge apa. Sunt niște cascade acolo. Ăștia toți de aici sunt crab koi, crab chinezesc. Crăpușori, crăpușori și mulți pui. Mamă, dar cred că sunt zeci de broaște țestoase. Foarte multe, foarte, foarte, foarte multe. Mergem, tati, și în altă parte. Mergem și la acvarii înăuntru și la muzeu de știință și ce mai avem pe acolo, pentru că sunt mai multe lucruri de vizitat. Foarte fain, lumele de pâine. Mamă, e unul mare acolo. La mal. Ia, stai așa, tati, să vedem pe ăștia dacă îi prindem. Uite ce frumos și nu mi-a dat prin cap să iau și eu niște pâine. Foarte mulți. Vezi, ești frumoși? Piști mai mult. Ce scrie acolo, nu știu, diferite denumiri științifice, denumirea la plante, la copăcei. Uite, aici e o salce identică cu asta de-a noastră, pe care o avem acasă. Salcea flamingo, exact asta e. Flamingo tree. De-a noastră e mai frumos, parcă formată. Ce e acolo? Broaște testoase.
Mai micuțe. Mai micuțe? Da. Să stai acolo, să nu te apleci foarte mult, da? Urcăm pe sus? Am să nu fie pe alu. Pe acolo e alu? Pe acolo urcăm. Hai, până sus. Știu că prin partea erau niște serie cu flori. De fapt, nu chiar flori, erau dintre astea mai speciale, flori exotice, arbuști. Ce frică! Hai că ai urcat bine până aici. Hai, dă mânuța la tati. Urcăm amândoi, așa. Ce, tati? E abrupt aici. E abrupt, e abrupt, așa, da. Cum o să coborăm? Foarte plăcut amenajat, așa, mai semi-sălbatic. Nu ai ce vrei pe scări. Da, pe scări, pe aici, tati. Mergem încet. Avem tot timpul să vizităm. Mami vizitează mall-ul cu Miruna. Vreau să-i mai cumpere ceva hăinuțe. Și eu am zis că vin cu Nicola să ne plimbăm, să ne relaxăm în natură pe aici. Drum? Hai că mergem și pe acolo. Dar hai întâi să mergem în seara asta, să vedem dacă e deschisă. Să vedem ce plante au, dacă au. Era o seră, știu sigur, dar nu știu dacă e deschisă. Nu, e închisă. Este închisă seara. Da. Uite ce contrast, cum se văd turnurile, blocurile turn printre acest colț de natură. Deci din partea asta, acolo jos e lacul. Toată partea asta este grădina japoneză. Și la câțiva kilometri avem blocurile turn care se văd printre acești copaci. În centrul Galațiului. Ceva, tati? Echilibristică? Suntem în apropiere de Bac. La 500 de metri aici e Bacul. Poți să treci peste Dunăre, spre Brăila. Și Faleza, bineînțeles. Hai, tati, pe aici. Tu ești ghidul meu azi, da? Nicola se prezintă. Uite, tati, vezi? Aici scrie Spiraea, Van Hui, Van Hutei, Briot, Isabel, Isabel, Cununița, pe românește, Cununița asta, care face niște floricele, albe, parcă, dacă nu țin eu minte, mici. Așa. Foarte mulți copii și tineri, am făcut acum poză cu mai multe persoane, dar am înțeles că au venit cu școala, că e școala lor în renovare și mi-au spus unii dintre ei că au săptămână altfel și îi aduce la plimbare pe aici. Adică să viziteze, nu neapărat la plimbare, dar e foarte plăcut că le prezintă ceva frumos. Uite pe aici câte, nu mai sunt, ba da, uite, mai sunt ceva corcodușe. Corcodușe. Ce ai găsit, tati? Pe aici sunt și foarte multe broașe testoase de uscat prin, pe jos. În anii trecuți găseam pe jos când veneam și poți să le, să interacționezi cu ele, să le atingi. Trebuie să coborăm jos. Coborăm jos, tati, dar mergem pe aici, uite înainte. Mergem pe drumul ăsta, exact pe aici, da? Și de pe drumul ăsta s-ar putea să ajungem în partea cealaltă. O să ieșim noi pe undeva. Da? Păpădie mică. Uite aici. Ia uite. Astea. Ai găsit o păpădie? Uite ce e asta. Ce este asta? Liliac indian. Mamă, ce tare arată. Dar cum miroase? Nu miroase. Deci asta e liliac indian. Am ajuns acolo, să intrăm înăuntru, da? Mergem la acvariile cu pești, păsări împăiate și alte lucruri. Foarte interesant planta asta, floricica asta, liliacul. Liliac indian. Deci că e creț așa bătut.
foarte drăguț. În față avem complexul muzeal de științe ale naturii din Galați. Acolo, la demisol sau la subsol, nu știu exact, cred că este subsolul, sunt acvariile cu pești. De asemenea, știu că are 2 sau 3 etaje. Sus ar fi un loc unde ai putea să te uiți noaptea și să cercetezi cerul, dar din ce am înțeles doar în anumite perioade. Și la etajul 1 și la etajul 2 au diferite muzee. Muzee de știință, exponate și așa mai departe. O să mergem să vizităm și acolo. Să mergem înainte. Și de asemenea, de aici se vede foarte frumos o parte din Galați, nu chiar tot orașul. Tati, hai pe aici. Hai, tati. Pe acolo mergem. Vrei pe partea aia? Bine. Sambucus nigra el, soc. Nici nu știam că la soc se spune Sambucus nigra, sincer. Deci avem aici socul. De acum o să-i spun Sambucus nigra. Niga, nigra. Tati? Da, tati. Înainte vrei să mergem pe acolo? Da. Păi pe acolo am fi venit dacă coboram, cred că de la sera aia. Deci dacă e, ne ducem înapoi. Sau mergem prin spate, pe aici. Hai înapoi, hai pe aici. Da, tati, hai. Hai că o să intrăm înăuntru în muzeu de acum, da? Gata, dragi prieteni, am fost de-am vizitat puțin și prin interior. Am fost la acvariile cu pești, la muzeile de pe sus, ce am mai văzut pe acolo. Și am făcut așa câteva cadre. Puteți să le vedeți pe canalul meu secundar, pe Viața la Țară, pentru cei interesați. Deci o să vă las link în descriere. Deci se numește Viața la Țară. Am hotărât să pun acolo video cu acvariile cu pești, pentru că au legătură tot cu animale, deci cred că ar merge, nu? Așa că, dacă vreți să vedeți, o să vă las link în descriere. La buburuze, tati, nu sunt buburuze, ăștia sunt vaca Domnului. Să nu-i călcăm. Să avem grijă pe unde călcăm, că sunt foarte mulți vaca Domnului pe jos, spune Nicolae. Da, ia zi, tati, ți-a plăcut? Da. Înăuntru a fost frumos la pești? Da. Bun, acum o să mai ne plimbăm puțin pe aici și după care vedem ce mai facem. Vrem să mergem și pe faleză. Da, Nicolae vrea cu trotinetele, avem trotinetele în portbagajul mașinii, dar trebuie să mergem la mașină ca să luăm trotinetele, să ne plimbăm cu el. Hai pe aici, tati, nu pe partea aia, uite, pe aici. Pe aici, mergem înapoi spre mașină. Destul de mare grădina asta botanică. V-am mai spus lucrul ăsta de mai multe ori. Nu foarte mare, dar e destul de mare, adică poți să te plimbi, să te relaxezi. Un preț foarte bun la intrare, 6 lei adulți și parcă 1,50 lei pentru copiii de peste 6 ani, ceea ce e o nimica toată. Adică chiar merită să vii, să te plimbi, să te relaxezi. Am făcut foarte multe poze înăuntru, acolo la acvarii, cu zeci de copii și adolescenți. Erau, după cum v-am spus, o școală întreagă. Și pe aici putem să ne plimbăm, tati, cu trotinetele, dar nu o să ne plimbăm aici, că nu știu dacă avem voie. Așa că o să luăm trotinetele și o să mergem pe faleză. Da, tati, știu că s-ar putea să nu avem voie, am zis, nu știu sigur, dar văd că nu prea mai sunt atât de multe flori. A rămas urma cum au fost florile pe aici. Le-au tăiat, dar la anul cred că vor da din nou. Sunt flori de sezon. Mergem și la parc, tati. Hai să vezi că mergem la parc. Dar trebuie să ajungem până la parc. Până atunci ar trebui să mergem să mâncăm undeva. Că ne este foame. Doar cartofi pai. Tu vrei cartofi pai, normal, ca de obicei. Mâncarea lui preferată, cartofi pai. Și nici pe ea nu-i termină pe toți, dar da. Așadar, cred că cam atât ar fi, dragi prieteni, cu plimbărica pe aici. Asta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un like de susținere, ne ajută foarte mult fiecare like, nu costă absolut nimic. De ce vă cer like? Pentru că pur și simplu unii uită și poate vor să dea. Așa că pentru cei care ați uitat, da, tati? Ai obosit picioarele, da, să știi că și eu acum, mai ales că suntem în urcare, în partea aia, din partea aia, de fapt, până în capăt, nu știu dacă e un kilometru, dar dacă te plimbi peste tot pe aici, e destul de
spațios. Bun, v-am lăsat, nu uitați să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. O zi frumoasă și numai bine!